Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență din Deva va fi modernizat și dotat cu aparatură nouă performantă. Consiliul Județean Hunedoara a scos la licitație ambele proiecte, unul pentru renovare, iar celălalt pentru dotarea cu aparatură de ultimă generație. Durata totală de execuție a contractului de renovare este 12 luni, iar valoarea sa este de aproape 4,2 milioane de lei. În ceea ce privește dotarea cu aparatură performantă, ce va fi achiziționată, valoarea este de peste 8 milioane de lei. Fondurile au fost obținute de la Consiliul Județean prin PNRR. Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență din Deva va fi modernizat și dotat cu aparatură medicală performantă printr-un proiect obținut prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Beneficiarul investiției este Consiliul Județean Hunedoara, în subordinea căruia se află unitatea medicală. Investiția este considerată necesară pentru că rezolvă o problemă a spitalului, conducând la atingerea obiectivului general de reabilitare și dotarea clădirii ambulatorii din cadrul SJU Deva. Spațiile cu destinații ambulatorii au fost modernizate în anul 2010, însă oferă un spațiu ineficient desfășurării activităților medicale la standardele actuale, deoarece nu se asigură spațiile și circuitele funcționale necesare desfășurării activității medicale, în conformitate cu normele de funcționare și igienă în vigoare. În prezent, atât finisajele interioare, cât și instalațiile sanitare, termice și electrice sunt într-un stadiu avansat de uzură și degradare, a informat Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara.